Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aparent, unele baruri din Grecia au fost prinse găsind o metodă rapidă de a face ceva bani în plus, au strâns de pe mese băuturile rămase de la clienți și le-au vândut din nou turiștilor. Unde, mă, în Grecia sau în București? Da, de vorbă, cred că se întâmplă multe locuri. Dar șmecheria asta, deci au prins că au făcut-o niște baruri din Corfu. Mm-hmm. Am auzit destul de mult. Au fost mulți români în Grecia, evident, și anul ăsta, și, dar am auzit, spre deosebire de alți ani, am început să aud și români nemulțumiți. Eu am fost ok, am fost în Grecia, m-am simțit bine, dar am citit review-uri nasoale anul ăsta, adică oameni nemulțumiți de servicii. Pe de altă parte, românii nu cred că lasă băutură în pahare pe masă. Da, corect. Noi nu suntem un pericol cu asta. La prețurile actuale, că am înțeles că în Tasos, de exemplu, insula noastră, practic, pământ românesc. Da, ajuns vreo 5-6 euro o bere la tavernă. Da, așa foarte mult? Mari prețurile. Da. Ci că e nenorocire, da. Deci, autoritățile au precizat că au descoperit că în urma unor controle, nu știu, unele baruri au luat băuturile neterminate, le-au pus într-un butoiaș, recipient, apoi le-au transformat din nou în shoturi pentru turiști. N-ai văzut? Cine știe? Deci, vreau și eu un cocktail. Mojito ăsta are gust de tzatziki. Da. Oficialii au descoperit șmecheria când încercau să afle dacă localurile emiteau chitanțe. Hai de mă. Și dacă vindeau alcool de contrabandă sau falsificat. Nu, niciodată. Zeci de mii de bonuri neemise. Unități întregi de catering care serveau alcool care părea să fie de contrabandă sau chiar falsificat. Hai de mă. Cum? Serios? Nu e posibil așa ceva. Și asta cu bonurile, ce pretenții să ai? Într-o țară unde ei n-au văzut bon ani de zile. Eu am... Mai nou, da. Dar ani de zile, nu, eu nu cred că aveau o casă de marcat. Așa este, dar după... Plus că știi bine că majoritatea restaurantelor vin cu... o hârtiuță. Cu hârtiuță pe care scrie ceva ce oricum nu înțelegi. Da. Nu, dar serios, lucrurile s-au schimbat. Adică după criza aia mare a lor, 2007, când au dat faliment... Băi, au început să apară bonuri fiscale. Da. Vorbim serios. Două zile. Îți spun eu cum se întâmplă. Se eliberează mult mai multe bonuri fiscale acum decât în urmă cu 10 ani. Dacă te duci și stai 7, 8, 10 zile într-un loc și mănânci aproximativ la aceleași restaurante, încep să te cunoască. Și îți dau bonul zi două, după care unii mai uită. Nu toți. Da. Zic. Dar să știi că la una din cazări mi s-a precizat de la început să vin cu cash. A, da, majoritatea fac așa. Poftim. Trimiteți avansul și îți dau așa, așa. Și după aia zice restul se plătește cash la locație. Da, la hotel am plătit cu cardul frumos. Mi s-a dat factură, dar la o cazare de aia cash. Da, de asta ne place Grecia. Mă rog, de asta nu-mi place Grecia. Ba, și de asta ne place Grecia. Prefer să fie cu taxe plătite, logic. Ce trebuie tu cu taxele lor? Ce cu Greci? Că eu plătesc taxe. Pentru că ești în România. Scuze-mă, există cumva ghișeu.gr? Și mai am o problemă aici, uite, a scris cineva, m-a luat capul, că mi-am adus aminte acum. Zice, bună dimineața. Nu știți că și la fel se întâmplă cum se întâmplă acolo cu băuturile, cu ciorbele. Ciorba de azi e împrospătată cu ciorba de mâine. Mă, nene, ce are lumea? Ați auzit și voi asta? Nu. Merg oameni la bună ziua, aveți ce ciorba aveți? De voi e de azi? Asta da. Da, acum am făcut-o. E greșit, nu e bună ciorba făcută azi. Ciorba e mai bună când are o zi, două, trei. Eu mănânc, tu când faci ciorba acasă, câte zile mănânci? N-ai mâncat 3-4 zile. Nu, asta nu este tocană. E ciorbă. Ciorba e bună făcută... Atunci și lăsată 20 de minute. N-ai mâncat ciorbă bună în viața ta, înseamnă. Pare rău că trebuie să spun. Ba, dacă am mâncat ciorbă făcută de mine și am mâncat-o în momentul ăla după când am terminat-o de făcut. Nu. Adică după ce înseamnă s-a că n-ai făcut ciorbă bine. Dar am mâncat și a doua zi și a fost foarte bună și a treia zi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.